Mă bucur să ne regăsim în număr atât de mare live. Mulțumesc, Daniel, frumos pentru invitație și pentru oportunitate. Mulțumesc, Business Mark, pentru eveniment. Recunosc că mă gândeam cu ce pot eu să vin diferit. Cumva am găsit o linie roșie și provocări în toate prezentările colegilor mei, și de astăzi și cele de ieri. Și mai mult decât atât, am găsit un carnețel pe masă, probabil de la evenimentul de ieri, în care, nu știu, n-am putut să urmăresc toate prezentările, dar e o concluzie desprinsă, în urma unui survey sau nu, 80% din angajați nu vor să mai lucreze niciodată. Asta am găsit pe masă, dovada. E al dumneavoastră? Ok. Mulțumesc fetelor care ne-au dus cumva într-o zonă frumoasă artistică și pentru că m-am gândit că nu am cu ce să vin diferit față de colegii care au vorbit până acum, vă invit la o schimbare de perspectivă. Desigur că vom păstra sesiunea de întrebări și răspunsuri pentru final, dar am să-mi iau și eu șansa, având microfonul în mână, să vă invit la un dialog și nu neapărat la o prezentare. Îl știți pe Mel? Da? O întrebare simplă, uitându-mă în sală, pot să fac niște asumții. Cei din generația Z deja butonează în mobilă ca să afle cât mai multe informații despre domnul. Cei din generația Y probabil zâmbește galnic și au văzut câteva dintre filme, iar cei din generația mea, X-ul, probabil că au văzut Patriotul, Semne, Inimă neînfricată, Eroi de sacrificiu, Teoria conspirației, După faptă și răsplată, Scăpat de sub control, Un an de cumpănă sau Mad Max. Cum vi se par titlurile filmelor? Mai actuale ca niciodată, spune eu. Și o să continui cu următoarea întrebare. Știți pe ce făcea research Mel Gibson? Sau unul dintre personajele lui Mel Gibson? Ceva răspunsuri? Nimeni? Ok, haideți să vă ajut. El încerca să afle ce își doresc femeile. Fix ca și noi oamenii de HR care încercăm să aflăm an de an ce își doresc angajații. Și dacă ne uităm la filmografia lui și la personajele interpretate, aș îndrăzni să spun că ceva competențe și comportamente din zona oamenilor de HR le are și domnul mai sus menționat. Făcând și noi, bineînțeles, ca toate companiile, studiile periodice de engagement, aflam că angajații sunt mulțumiți, nu-i așa, au o mulțime de beneficii pe care le apreciază, mai mult sau mai puțin, dar era ceva ce se regăsea an de an și ceva cu care noi nu rezonam foarte bine, acest work from home. Și încercam să le spunem că business-ul nu se poate preta pentru că avem... Se aude? Da? Mai jos, mai sus? Avem și parte de logistică și distribuție, avem și parte de vânzare, avem și head office și cu toate funcțiunile suport. Ca să nu vă plictisesc, avem cam 4 modele de business, cel puțin, într-un singur business. Și nu ar fi fost etic ca o parte dintre colegi să lucreze de acasă, iar alții de la birou. Și nu se putea, și nu era pretabil, și nu era etic, până când martie 2020 ne-a dus în postura de a implementa și acest work from home. La fel ca viața tuturor organizațiilor, și viața noastră s-a schimbat. Toate departamentele suport, ca să spunem așa, au trecut în work from home, exact cum spunea și colegul de la EMAG, într-o zi, cel mult în două. Habar n-am cum s-a întâmplat. Pur și simplu s-a întâmplat. Cuvinte noi n-au intrat în vocabular sau nu neapărat noi, ci mai puțin folosite.
pandemie, SARS-CoV-2, ARN mesager, imunizare, contact direct, contact indirect. Work-life balance, atât de mult discutat, nu a mai avut aceleași valențe. S-a ajuns la conceptul de work-life integration. După ce ani de zile am bârit copiii la cap să nu mai stea cu ochii în calculator, că strică vederea, că strică ținuta, postura, coloana, ne-am văzut dintr-o dată în lumea virtuală trecuți pe neștiute. Întâlnirile de business nu se mai dădeau, nu se mai stabileau în Piața Victoriei, în Floreasca, în Pipera, ci în spații virtuale. Seamănă puțin a Mad Max, nu? Ne-am reinventat. Recunosc că eu una n-am reușit să integrez acest cuvânt, reinventat. Promit să mai studiez și să-l asimilez. Nu știu cum ai putea să reinventezi. Ne-am pierdut pe parcurs. Desigur că nici la noi în organizație, nici în organizațiile dumneavoastră nu s-a întâmplat așa ceva, dar așa umblă vorba prin târg. Un lucru este cert, ne-am transformat. Probabil că pandemia nu va schimba doar mediul și modul de lucru și preferințele angajaților pentru work from home sau work from office. Și aici recunosc că am o dilemă pe care nu știu cum să o citesc. Toată lumea a declarat că productivitatea în companiile fiecăruia în parte a crescut. Toată lumea consideră că muncind acasă muncești mai mult și există studii care spun că românii sunt în proporție de 70% în burnout. De ce vrem să-i aducem la serviciu? Dacă sunt în burnout acasă, de ce nu vor să revină la birou? Sunt niște lucruri care eu nu reușesc să le deslușesc. Probabil că și la noi în companie a fost ca și la dumneavoastră. Am intrat în work from home, toată lumea în primele luni, vai, vai, ce bine. După care a urmat, vai, ce rău, nu mai putem, suntem stresați, avem copii, avem bunici, avem părinți. Când revenim la birou? Bun, când a apărut lumina revenirii la birou, dintr-o dată stați să vedeți că nu se mai poate. Păi de ce? Simplu, noi ne-am creat un obicei, știți, acel obicei care se creează în cele 21 de zile, după cum ne-au învățat cei de la cursurile la care ne-ați trimis. Cum să revenim acum la birou? Când ne gândeam că am aflat în sfârșit ce își doresc angajații în 2021, din nou nu mai știm ce își doresc angajații. Și vă provoc la o altă întrebare. Oare ce își doresc angajați în 2021 va fi același lucru cu ce își vor dori angajați în 2025? Ce părere aveți? De reflectat. După cum bine știm, dacă vrem să recrutăm și povestea și colega dinainte, nu mai este atât de important salariul sau scopul muncii, sau rolul, sau proximitatea, ci este mult mai important dacă work from office sau work from home. Eu mi-am propus astăzi să adresez mai multe întrebări și aș vrea să vă întreb dacă vă amintiți de prietenul Faiol. Harry, pe numele lui mic. Cel care a identificat teoria managerială și cu funcțiile manageriale. Și atunci mă întreb, în ce se transformă funcția de previzionare sau de planificare când am văzut clar că pandemia ne-a schimbat percepția despre planificare. Acele bugete sau acele planuri care se făceau pe 5 ani, probabil că nu mai sunt actuale nici pentru 3, nici pentru un singur an. Funcția de coordonare și control. Colegii mei deja au povestit despre provocările pe care le-au avut cu managementul. Când oamenii se uitau către HR și către șefii lor direcți, așteptând să primească indicații și să li se dea o direcție clară. Recunosc că, nu știu, și la noi în firmă am primit întrebări pe care le-am considerat stupide la un moment dat, de genul,
ce să fac, să-mi trimit copilul la școală sau nu. Și atunci mi-am dat seama cât de mult noi, oamenii de resurse umane, din dorința de a fi foarte umani, am handicapat pur și simplu colegii. Deciziile lor personale au ajuns la nivel de companie. Oamenii refuză să mai gândească, oamenii refuză, sau cel puțin până în 2021, când pandemia din nou ne-a schimbat, refuzau să-și ia propriile decizii, să-și asume. Dar și noi, ca toate celelalte companii, am avut rezultate foarte, foarte bune și trendurile deja se văd. O schimbare fundamentală a fost și în relația angajat-angajator și cred că este ceva care nu mai are cale de întoarcere. Până acum, cumva, relația era de tip părinte-copil și vreau să și vă invit și vă provoc să mă contraziceți. Poate la dumneavoastră era altfel, dar la noi așa era, din dorința de a avea angajatul motivat, implicat, eu ofeream absolut toate condițiile și luam decizii și consideram că știm ce e mai bun pentru el. Deja lucrurile se schimbă, a apărut noțiunea de beneficii flexibile, o avem și noi în plan, vrem să o integrăm, avem de luptă intern, după cum se știe, noi ne dorim să facem lucruri și la rândul nostru mergem către conducere și încercăm să-i convingem și să obținem bugetele necesare. Transformarea, cea mai importantă, consider eu că este la nivel de rol de management. Deci, cu siguranță, rolurile manageriale vor fi cu alte valențe decât au fost până acum. Eu cam atât am avut de spus și mai am o singură întrebare pe care vreau să vă lansez. Dacă știți cumva cum se numește ultimul film al lui Mel Gibson? Se numește Like a Boss. Nu, Boss Level, îmi cer scuze, Boss Level. Mulțumesc frumos, aștept întrebări. Mulțumim frumos, avem o întrebare. Spuneai mai devreme de relația părinte-copil similară cu relația dintre angajat și angajator. Cum ați schimbat voi asta sau ce schimbări ați făcut în direcția asta? Pentru că și noi ne regăsim parțial, nu în totalitate, dar da, uneori simțim că poate responsabilitatea e foarte mare și dorim să o shiftuim de partea angajatului. Ce ați făcut voi în zona aceasta? Eu cred că n-am făcut nimic diferit de ce s-a întâmplat în majoritatea companiilor și nu este neapărat meritul nostru. Cheia în toată această perioadă a fost comunicarea. Am ținut oamenii tot timpul informați, am comunicat transparent, uneori poate mult prea des, apoi n-am calibrat pe parcurs pentru că e frustrant să trimiți mesaje și să nu ți se întoarcă nimic înapoi. Am făcut cursuri online, cumva... Nu știu, a fost ceva, o reglare naturală. Îmi place să cred că am investit în oameni și am crescut atât de mult încât acum au ajuns la maturitate. Și pentru că sistemul intern le-a permis până acum să mute nivelul de decizie în alte zone, acum nu prea mai au un cotro. Lucrurile sunt extraordinar de dinamice în firmă și sunt foarte multe proiecte. Și sunt proiecte de departament și sunt proiecte cross și oamenii colaborează. Recunosc că noi, în afară de acea perioadă în care s-a interzis accesul la birou, la noi lucrurile sunt extrem de relaxate. Oamenii au venit benevol, sediul a fost tot timpul deschis, desigur că au fost departamente care au fost prezente mai des, altele mai rar. Ei știu prioritățile, ei stabilesc programul. Din 20, adică de luni, o să ne întoarcem cu 50% din efectiv la birou. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar cumva e despre încredere, cum spunea și colega de la Solina. Ține și de cultură, și de valori, și de standardele de leadership pe care le avem în companie. Iar maturitatea e într-un fel.
Acum realizez că și eu am ajuns la maturitate în Macromex. Să fac 18 ani în curând de când sunt în Macromex. Bună ziua, Alina Ștefan Salarium. Avem o curiozitate, dacă ca și comportament vedeți diferențe între generații și pentru că am vorbit de sau ați vorbit de tineri, de mileniali și generația Z, cum se raportează ei și cum s-au adaptat ei tocmai în schimbarea asta, cât de importantă e mentalitatea lor și care e aportul, care e dinamica din spate. Mulțumesc pentru întrebare. Din nou, cred că lucrurile au venit firesc și eu cred că noi avem de învățat foarte mult de la generația Z. De exemplu, eu am învățat să mă relaxez, să mă detașez, să mă bucur, să nu mai fiu atât de încrâncenată și nu știu dacă eu sunt pentru ei sau colegii mai seniori un role model, cu siguranță ei sunt pentru noi. Nu este nimic normat, nu, desigur avem regulamente, avem proceduri, avem tot felul de, nu știu, ghiduri, dar cuvântul de bază e bunul simț. Lucrurile se reglează extrem de mult din bun simț. Este o relație de încredere și, desigur, ei au abilități mult mai avansate în zona tehnologică. Încercăm și noi să ținem pasul cu ei. Nu știu dacă ne iese, dar ne străduim. Nu am avut o problemă și niciodată n-am avut această segregare pe categorii de beneficii. Da, ei erau primii care își doreau work from home. Să vedem acum, odată cu revenirea la birou, dacă revin toți, dacă îi mai pierdem pe parcurs, rămâne de văzut. Dar am făcut o chestie, zic eu, inteligentă, sper să ne iasă și să nu dea guvernul vreo lege. O să avem un eveniment pe 1 octombrie la Izvorani, pentru că, așa cum spuneam, proiectele au fost multe și lucrurile s-au desfășurat cu viteza luminii în perioada de pandemie. S-a deschis, de exemplu, un depozit de temperatură controlată, adică minus 24 de grade în decembrie 2020, zic bine, așa. Nu știu, am fost sponsori și parteneri la Comitetul Olimpic Român. Avem un proiect de suflet, așa, în jurul căruia buzim toți și l-am acceptat și aderat cu mare plăcere, Romania for Gold, Fuel by Edenia. Pentru că Daniel zicea că o să vă prezint brandurile, dar n-am vrut să vorbesc despre branduri sau noi, Macromex, încă nu știu cât de în piață, cât este de cunoscut, dar probabil Corso, La Strada, Edenia sunt branduri mult mai cunoscute. O altă provocare pe care o avem acum este partea de employer branding și aici am mulțumesc de întrebare. Mi-am dat seama că nu e așa după ce am învățat să facem marketing, acum învățăm să facem comunicare și IT. Că așa e la resurse umane, așa omul multilateral dezvoltat. Și mi-am dat seama că atunci când definim persoana, trebuie să comunicăm foarte, foarte targetat. Și atunci, da, o să avem mesaje dedicate pe grupe de vârstă. Dar să știți că oamenii ies la pensie din Macromex și au și un beneficiu foarte drăguț atunci când ies la pensie, deci avem toate categoriile. Da. O întrebare despre piața forței de muncă. Da. La începutul pandemiei a existat o percepție la un moment dat că pe fondul unei depresiuni, să spunem, de forță de muncă, în care mulți oameni își pierd joburile, va scădea presiunea pe aducerea de muncitori, blue collars. No. Cum comentați în momentul de față situația în forță de muncă? Să comentez eu sau să rog pe colega mea care este implicată în recrutare. Noi fiind foarte creative, așa, că și dacă nu, adică ca maimuța, ne scărpinăm singur în cap până ne dă sângele, ne-am gândit să luăm intern și să promovăm, să ne facem două pagini de Facebook, care se numesc Discovery Macromex pentru o categorie, pentru, nu știu, white collar și specialiști, și recrutăm la greu pentru blue collar. Și, nu știu, chiar avem niște rate de conversii. Ca să ocupăm o poziție de muncitor în depozit, probabil că trecem prin câteva sute de CV-uri. Colegii de la logistică validează vreo 5, vreo 3 se pierd pe drum, 1, 2, hai, maxim, încep, unul renunță după prima zi și al doilea după a doua. Nu, este oribil în piața forței de muncă, la nivel de blue collar și vă dați seama, la temperatură cu, mă rog, minus 24 de grade, cu atât mai rău.
Nu știu ce o să facem, sincer. N-am niciun răspuns la întrebarea asta de unde o să aducem. Pot să vă spun că, deși nu îmi place foarte, foarte mult, adică partea asta de reclutare am făcut-o ani de zile, în ultimele zile tot efortul a fost în zona de recrutare blue collar, deși m-ar plăcea și sunt alte proiecte în firmă pe care le derulăm. Dar efortul este foarte, foarte mare și mă întorc la carnețel. Nu știu dacă l-ați păstrat dumneavoastră, 80% nu mai vor să muncească. Am avut, din păcate, și pentru poziții de IT sau, nu știu, nivele mult mai sofisticate, oameni programați la interviu, confirmați, care n-au apărut, nici măcar n-au avut decența să-și anuleze cumva interviul. Și o ultimă întrebare. Bună ziua, Daria, sunt de la SmartTree. Ați luat în calcul, apropo de penuria aceasta pe zona de blue collar, ați luat în calcul să aduceți oameni din Vietnam sau alte țări, India? Da, noi suntem parteneri cu cei de la Laloren, care se ocupă de producție de brutărie congelată, și la ei am studiat foarte mult subiectul și este o piață în sine și aflăm de la cei care se ocupă de acest import de forță de muncă că sunt cumva segregați pe tipuri de activități. În Horeca vin din Sri Lanka, din Vietnam vin în construcții și în producție. La minus 24 de grade nu rezistă, nu se pot aclimatiza, da, și mai sunt, nu știu, și mici, nu se pot folosi softurile din depozit, că noi le zicem blue collar, dar ei trebuie să aibă un pic de, adică nu doar muncă brută. Da. Dacă aveți o recomandare, rămân recunoscătoare, dar nu. Ca să cadrez un pic și lipsa asta de personal, cred că niciodată n-au lipsit mai mult de 3-4 poziții, adică nu e ceva critic să se oprească, să se închidă depozitele, să se închid. De fapt, în 2020 vânzările au explodat, că toată lumea făcea provizii de toate. Și atunci, ale noastre fiind deja congelate, erau foarte potabile în a fi păstrate în frigidere și congelatoare. Da, deci mulțumim frumos. Iar cu munca temporară o încercăm și oamenii stotăia și firmele nu te refuză nimeni, toată lumea e drăguță, toată lumea vrea să te ajute, dar resursele sunt limitate și uite cum să împarți 3 gutui la 5 copii. Problemă de clasa a doua. Mulțumim frumos! Cu drag!